Firmați că își cere scuze pentru disconfortul creat, dar nu știu cum o să-și ceară scuze când o să calișească muncitorii ei și o să trebuiască să plătim din bugetul public pentru sănătatea lor. Și nu știu de ce nicăieri nu scrie pe șantier ce se construiește. Firma am înțeles care, dar ce construiește în baza cărei autorizații, undeva ar trebui să scrie. Nici partea asta muncitorii n-au cască și n-au gard de protecție și nu-s legați cu centură chiar și la înălțimea aceea. Înfiorător. Așa, clădire mare, investiții de milioane pe strada Doga, lângă gaz natural Fenosa, și nu găsesc ei mijloace de protecție pentru muncitori. Câte o cască la fiecare, câte un gărducean de protecție acolo pe schelă. E evident că-i stem, dar nu știu de ce acceptă să lucreze în așa condiții. Poate că alte condiții nu găsesc. Dar unde s-o uită inspecția muncii, că s-a alături, în același sector, Rășcani. Deocamdată rămâne cea mai ineficientă structură de stat. Cheltuim pe ea milioane și tot din cauza ei pierdem milioane.